Astăzi a avut loc ultima ședință ordinară a anului 2022. Au fost discutate 25 de puncte de pe ordinea de zi privind buna funcționare a municipiului Drobeta-Turnu Severin. Cei prezenți au fost colindați de copii îmbrăcați în straie populare. Având în vedere perioada în care ne aflăm, ultima lună din an și totodată cea mai frumoasă, ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi a început cu un mic spectacol de colinde susținut de micuți îmbrăcați în straie populare. Pentru că au colindat frumos, micuții au fost răsplătiți cu un cadou din partea municipalității. În cadrul ședinței ordinare au fost discutate aspecte privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, atât a Consiliului Local, Direcției de Poliție Locală, cât și a Palatului Culturii Teodor Costescu. Totodată a fost aprobată rețeaua școlară pentru anul 2023-2024 a municipiului Drobeta-Turnu Severin, cât și anumite chestiuni de ordin tehnic, ajustări cu rata inflației a anumitor categorii de servicii publice oferite populației. Astăzi, în ședința de Consiliu Local, am avut și un grup de colindători. Toată luna vom avea la Palatul Culturii colindători, bineînțeles cei care s-au înscris din timp să poată fi întâmpinați atât de moș cât și la primărie de domnul primar. Grupurile sunt binevenite și vor primi din partea moșului câte o atenție. În continuare, sperăm ca și în anul care urmează Consiliul Local să lucreze la fel de bine, pentru că anul acesta a fost un an în care toate au fost în regulă și s-a văzut și din punct de vedere al proiectelor depuse. Așadar, astfel de activități vor avea loc pe tot parcursul lunii decembrie. Activitatea Consiliului Local pe anul 2023 a fost una foarte bună, nu au existat neînțelegeri, totul pentru a veni în sprijinul cetățenilor din municipiul nostru.